Salutare, prieteni! Prieteni Rusu Alexandru, de la ceva bunișor, la vis prieten. Prieteni, în seara asta, cu ajutorul Domnului, avem o părtășie la Biserica Golgota cu niște frați oaspeți din România. Și ne-am gândit că fiecare părtășie trebuie să se încheie cu ceva bunișor. Dar știți unde? La dis în seara asta. Prietenul vostru Alexandru, în seara asta, uitați-vă ce vrea să facă din toate ingredientele acestea, carnița, legumele acestea, să le înturboașe toate la un loc și să facă o bunătate care, știți, numai la ceva bunișor la disc, la fabrica de bunuri, iese ceva bunișor. Prieteni, în seara asta vreau să vă prezint aici, vom face un mongolian care va fi compus din legume, carniță și niște tocmăgei din aiștia. Așa, prieteni, uitați-vă, pentru carnea din seara asta avem aici trei feluri de carne. Avem asta e de beef, asta e de porc, asta e de chicken, chicken și porc cu chicken. Aici mai avem un mușchișor de ăsta care prietenul vostru Alexandru obișnuiește, care e European style, un bacon. Uitați-vă, prieteni, morcovel, un pic de curecheș cu toate verzăturile, ceapă, ardei, roșu, galben, verzi. Avem niște dovlecel aici din ăsta tinerel care se combină foarte bine cu mongoleanul nostru. Bineînțeles, avem nevoie și de niște șampioane aici, avem nevoie de niște pătrunjel, așa mărunțat, așa, niște ustroieș, așa, părămițat mărunt. Hai să vă arăt aici, am să folosim, ca de obicei, uloieșul de sămânța de vie, am să folosim aici niște soy sauce de la Pierceis, foarte gustos, și am să mai folosesc aici tot o bunătate aici pentru mongolian. Are o mestecătură extraordinară, prieteni. Așa, prieteni, n-a rămas mult timp, decât trebuie ca să înfierbântăm bine discușoarele. În seara asta voi lucra la două discuri, unul aici și unul aici, pentru că în unul va trebui ca să pârjolim carnița, iar în alta toate legumele astea, toată frumusețea asta care o vedeți aici, va fi într-un singur disc la urmă. Prietenilor, sper să iasă ceva bun, ca de obicei, și la urmă vom arăta finalul. Numai bine! Trebuie să puneți uloi. Dacă nu puneți uloi, arde trebușoara asta. Vedeți, da? Uitați, așa, trebuie bine, 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 așa. Așa, așa, ruminit. Ruminit, da? Să vedem cum aici mirosul, îl pot suporta. O, ia, proiesul în piept. Ok. Uitați-vă, așa trebuie să fie, am adăugat deja stroiul, ceapa, morcovele, toate la rând, așa. Punem așa un pic să ruminească. Dacă vedeți că un pic arde, turnați un pic de apșoară aici, nu e o problemă. Un pic de apșoară. Așa, lucrăm la două discuri. Totul cum deja am dat la medium, prieteni. Pentru că să nu se lichească, trebuie să dăm la medium. Tot cu morcovi, cu ceapă, cu ustroi, tot. Am oprit focul și lăsăm așa un pic. Am pus aici deja soy sauce și am pus deja aici Mongolian barbecue sauce este aici. Vedeți, nu l-am pus tot, am pus jumate din el. Acum și facem aici, prieteni. Uitați-vă, am încălzit aici un pic de unt. Vedeți, da? Deja untul trebuie. Untul l-am înfierbântat aici un pic pentru. Și aici, îndată, punem un pic aici să se ruminească spaghetele noastre aici, prieteni. Un pic așa să le ruminim numai și după aceea o să vă arăt mai departe etapa. Aici, uitați-vă, după aceea am încălzit un pic așa spaghetele.
le-am pus aici aparte, mireza, le-am rumenit un pic. Acum și facem. Uitați-l acum aici, am pus tot vegetabilul ăsta aici. Așa, ardeiul roșu, cu ardeiul galben, cu varză, morcovul. Iată, am pus morcovul două fări. Una am pus aici când am copt cărnița. Cărnița noastră, vedeți, deja gata, stă aici rumenită. Și acum, uitați-l la ruminim aici. Îndată punem aici șampionele. Așa. Și apoi, o să mai punem un pic de sărsat, sare, mai la zi, și o să amestecăm toată bunătatea asta împreună pe rășină. Suntem aproape toate strepinuri. Mongolianul nostru. Ia uitați-vă aici așa, cărnița, un pic de verdeață deasupra. Aici avem pentru ceau puțin, pentru 50-60 de persoane. Uitați-vă aici așa. Foarte gustos, foarte gustos. Acum le punem un pic cu foliu și le punem la cuptor pe vreo 15 minute la abia temperatura așa călduță, să se odihnească și să tragă toată bunătatea. Prieteni, asta a fost toată rețeta din ziua de azi cu mongolianul nostru. Foarte bunuț, un pic s-a muncit, dar se merită. Numai bine!